acasă și chiar e o, e o privire și o bucurie foarte mare. Când vorbeam lunile trecute între noi și ne gândeam, oare fi posibil să mai venim din nou? Oare când ar trebui să venim? Să nu fie prea repede. Dar chiar ne simțim binecuvântați dumneavoastră și vă mulțumim pentru dragostea și ospitalitatea pe care ne-ați primit de fiecare dată. Iar am avut un timp frumos pe lună cu tinerile noastre și vreau să vă las un îndemn care este chiar și motoul grupului nostru de misiune. Se găsește în Ioan 15 și o să citesc două versete. La versetul 5 spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dar apoi în verset mai devreme, capitolul 14 spune: Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Mă gândesc că de multe ori, în perioada asta de studenție, au fost multe ocazii în care am ajuns foarte greu acasă. Pentru mine, cel mai mult am stat departe 3 luni sau 4 și după atâta timp te apuca așa un dor de casă, că nu poți să o exprimi. Și ți-e așa de dor de părinți și de familie și de prieteni, încât abia aștept să ajungi acasă. Și simți dorul ăsta pe care și ei spune, că abia aștept să te întâlnesc cu părinții tăi. Și cu atât mai mult, noi abia așteptăm să ne întâlnim cu Dumnezeu. Mă gândesc că de multe ori dorința asta e așa de mare și așa de profundă, încât acum am vrea să plecăm. Încât am lăsat totul cu bucurie și am dus acolo. Încât am fi dispus să renunțăm la orice lucru pe care l-am avut în viața asta, doar să-L întâlnim pe El. Și totuși Domnul, înainte să plece, a spus: Totuși plec, dar nu să fiți singuri. Plec, dar nu vă lați singuri, pentru că o să vă trimit un Mângâietor. Și El va fi cu voi și mă va auzi în orice lucru. Și asta vreau să fie încurajarea pe care o lăsăm în dimineața aceasta, că Dumnezeu este cu noi. Și că Dumnezeu nu ne-a lăsat singur. Și că Dumnezeu abia așteaptă să se întâlnească cu noi. Și îmi doresc așa de tare ca și noi, abia atât de mult să ne întâlnim în fiecare dimineață. Amin. Zilnic moare în mine, o părticică, Doamne, pentru tine,
e ca să îmbracă adevărata viață. Căci tu ai putut să fiu părinte așa, nu ca aș fi eu nespusă piatră rară, ci pentru că în ființa mea precară ai pus un strop din maestatea ta. Eu m-am născut să fiu o mărturie, căci litera nu are nea putere, ci Duhul tău nepotolit se cere să locuiască într-o întrupare vie. Dar ca să ajung doritul tău, exemplu, îți dăruiesc întreaga mea cultură, să o curățești de tot ce este zboră și să o preschimbi în strălucit păstrelul. Eu m-am născut să plâng cu cel ce plânge și să vedesc și frații și dușmanii, dar teama mea că zilele sau anii să-i ajung pe toți nu mi-ar ajunge, căci scurtă e umblarea pământească și în trupul meu e mare neputință. Dar știu că ai să-ți ții făgăduința să împlinești tot ce o să-mi lipsească. Eu m-am născut să știu ce-i rău și bine și zeci de ani am căutat răspunsul, dar tot atât m-am întâlnit cu plânsul, până într-o zi când m-ai chemat la tine. Și când mi-ai spus cuvintele nespuse ce-au împletit durerea cu dojana, tămăduind în mine toată rana, tu m-ai atras de partea ta, Iisuse. Eu m-am născut să aflu în mine prețul ce l-ai plătit în locul meu, pe cruce, și oriunde în lume pașii mă vor duce să-ți fiu pe totdeauna cântărețul. Prin orice biruințe și înfrângeri, strunește-mi harpa cum îți place ție. Când voi ajunge în Sfânta Împărăție, să pot cânta cu corul tău de îngeri.
Binecuvântul.